Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. Pentru că n-am mai postat de foarte, foarte, foarte mult timp un vlog, acum este momentul să facem un nou vlog. Mă aflu în remorcă. Ați observat? Deja, sunt în remorcă. Pentru că aici am de lucru ceva puțin astăzi. Și dacă vă întrebați ce am de lucru, o să vă arăt în acest moment. Aici, în remorcă, după cum puteți observa, la acest stâlp, poate nu știți ce este stâlpul ăsta, dar stâlpul ăsta e ceva susținere să nu se descentreze remorca. În fine, nu contează, bun. Aici, sus pe traversarea de aluminiu, ar trebui să existe o rolă care, din păcate, s-a rupt. Șoferul mi-a dat-o și mi-a zis, bă, băiatule, s-a rupt. Haide, fă-mi eu, repară-mi eu cumva, că îmi cade stâlpul în cap când desfac partea laterală. Ca noroc că e pe partea dreaptă și șoferii de camion folosesc tot timpul partea stângă, adică în marea majoritatea cazurilor folosesc partea stângă. Asta s-a întâmplat pe partea dreaptă, ceea ce mai rar trebuie deschisă partea dreaptă, dar totuși noi trebuie să o reparăm pentru că nu este ok să circule remorca asta cu rola aia de acolo ruptă, pentru că nu poate desface dacă are nevoie. Acum o să merg să iau rola pentru că o am afară pusă și va trebui să... Eu nu știu cum să fac. Asta e problema. Trebuie să mă gândesc. Deci va trebui să gândim între timp, până când o să stau, o să mă gândesc să văd ce aș putea să fac, cum aș putea să bag rola pe aici, prin capătul ăsta, pe undeva. A, uite că rola e aici. Gata, am și văzut. Deci rola e aici, nici nu e dată jos. Aparent mi-a dat doar plac banda care e ruptă. Am înțeles. Deci avem o misiune foarte ușoară. Va trebui să sudăm înapoi acolo sus. Deci trebuie să sudăm aici sus, trebuie să deschidem, să nu... Dar nu cred că arde prelata. O să sudăm cu atenție să nu arde prelata. Va trebui să sudăm în partea aia de sus o rolă. La rolă să sudăm plac banda care s-a rupt. Și pe urmă aici vom tăia cu flexul bucata aia de plac bandă de acolo jos cu flexul sau o rupem cumva jos. O să introducem rola în stâlp și pe urmă sudăm înapoi un opritor. Asta ar fi treaba. Nu este cine știe cât de complicat. Am o lucrare relativ ușoară. Ar trebui să arate ceva de genul ăsta cum e aici. Da, așa o să și arate, credeți-mă pe cuvânt, pentru că o fac. Știți că nu există lucruri care pe mine să mă împiedice, adică fac orice și... Chiar fac orice, deci dacă am ceva de lucru, chiar fac orice. Așadar și prin urmare, albăstrica e tot aici, în așteptare. Bun, hai să ne apucăm de doamna treabă. Ăsta sunt eu aici, în imagine, jos, în umbră. Mașina de serviciu cu care pleacă șoferii. Schijetul care, din păcate, n-am pus niciun vlog cu el de când l-am cumpărat, pentru că am numai belele cu el. Adică nu e ceea ce mă așteptam. Aici avem, mi-a rămas și limonada aici, just o limonada aici. Deci chestia asta s-a rupt, s-a frecat aici, până s-a rupt, am înțeles. Deci chestia asta trebuie să o sudăm înapoi. Asta e o remorcuță care am cumpărat-o recent de la cineva, adusă din Germania. Am dat pe ea foarte puțin, foarte, foarte puțin chiar. Și cu asta să ne facem noi treaba în asta, o să ducem cauciucul în alta, capacul să se ia jos. Poți să duci cauciucuri, orice cu ea, dar la remorcuța asta vom avea un lucru interesant de făcut cu voi. Sau poate chiar fără voi. Nu știu dacă o să-l fac cu voi sau fără voi, dar va fi un lucru interesant. Aici în spate, la remorcuța asta, sub ea, am descoperit, bine, pe involuntar m-am aplicat sub ea și am descoperit o lădiță care, mă, nu se vede, e ca o cutiuță poștală. Deci o lădiță care are cam, cât să zic, are vreo, are mai mult de, are vreo 30 pe 40, ceva de genul, sau 20 pe 40 dimensiuni ele în centimetri și e cu cheie, ca și cum ar fi la cutiuța poștală. Deci e cu cheie, se încuie și așa și rămas încuiată, pentru că nu avem cheia. Deci n-am primit cheia, probabil nici cel care a adus-o din Germania nu a știut de existența ei ca să ceară cheia sau ceva, sau poate proprietarul din Germania a uitat, dar vom tăia cu flexul efectiv cutia aia, să vedem ce se află în cutie. Bine că nu, să nu vă credeți, să nu credeți cumva că ar putea fi în cutia aia 1 milion de euro sau ceva. Nu, nu o să fie, dar probabil cutia e goală, dar curiozitatea, știți, curiozitatea mă omoară și doar pentru faptul că sunt curios o să și
o tai și să vedem ce este acolo. Chiar dacă aș putea să o las așa cum e, acum caut cheile, să deschidem aici, va trebui să iau și aparatul de sudură și să ne apucăm de treabă. Aici și mai avem una aici. Aici am aparat de sudură, dar eu le deschid amândouă, deci cum vine aici, deschid amândouă ușile. Și aici avem aparatul de sudură. Pe undeva, aici cu cutia asta o fi, da. Bun, avem de toate. Avem de toate, chiar și aparat de sablat, dacă vreau să sablez ceva, dar chiar o să am de sablat. Ia mea, eu l-am cumpărat, l-am dat cuiva împrumut să sableze și acum mi l-a adus înapoi și va trebui să sablez și eu ceva. Bun, dragi prieteni, hai că revenim în scurte momente după ce tragem cablu și pregătim aparatul de sudură și vedem ce putem face pe acolo, în remorcă, bineînțeles. Hai! Am fost nevoit să opresc filmarea până am fixat chestia asta aici. Am fixat-o acum, deci exact acum am prins sudura. Deci după ce am oprit filmarea, 20 secunde, am prins sudura. Bă, nu știu cum să fac. Dacă aș putea să dau, să fixez cleștele asta. Oba. Aici, nu, nu vrea să stea, mă, cleștele, frate. Nu vrea să prindă cleștele nici cum. Ok, bun. Pentru că deja nu prea mai văd foarte bine. Sudez fără mască și scuza mea în acest moment este că țin camera pe cap ca să filmez, logic. Dar nu, de fapt nu este asta scuza. Eu nu de asta filmez fără mască, ci filmez fără mască pentru că nu suport. Deci efectiv nu suport masca aia. Deci nu știu, nu-mi place mie masca, frate. Deci nu-mi place, nu-mi place, n-ai ce să faci. Nu-mi place. Și sudez fără mască în acest moment. Mamă, mamă, mamă. Mamă, ce arde. Deci sudura care cade jos arde oribil. Mamă, nu, deci nu știu cât o să țină. Nu știu cât o să țină chestia asta. Ar trebui cumva să-i dau pe interior, dar sincer nu vreau să desfac nici prelata în acest moment, ca să-i dau eu pe interior. Haide, frate, pe bune! Morții mamii ei de treabă! Pe bune s-a rupt! Bun, hai că mă gândesc la o soluție, cum să fac și... fucking revenim pe urmă, că nu se poate așa, deja transpir. Cred că va trebui să desfac prelata. N-am aer. Și, nu știu, nu prea... prinde sudura. Nu știu ce fac. Bun, hai că revenim. Până la urmă am dat rola jos. În capăt aveam un șurub care se desface în ambele capete. Sunt, eu știam că e doar în spate, dar e și în față. Am dat șurubul, am tras rola jos și am sudat-o. Genial. Deci n-am ce să-i bag de vină. Doar că singura problemă în acest moment e faptul că dacă mă uit afară la soare, văd un punct galben exact pe mijlocul imaginii, care eu o văd bine, deci eu văd ceva exact pe mijloc. Văd un punct de culoare galbenă. O să bag în apă rece chestia asta. Deci de când a făcut chestia asta aici, poarta asta aici, aici e loc de întoarcere. Fiecare vine să întoarce cum vor ei. Bun, facem un picuț în apă. O, mamă! Vă dați seama ce căldură e aici. Deci imaginați-vă ce căldură e aici, ați văzut cum a sfârșit apa? Ai de da. Hai să lovim puțin. Să cadă zgura. Să vedem dacă au prins sudura, că... mai există, eu nu sunt sudor, nu prea am sudat foarte mult. Am vrut să zic că n-am mai sudat niciodată, dar am mai sudat, dar nu foarte mult. Că nu-mi place să sudez cu mască, că mă prind, nu văd prin ea, mi-e incomod. Iar cu mască, fără mască mă prinde sudura, asta vreau să zic. Deci fără mască sunt victimă clară, deci la noapte ochii mei o să fie umflați, dar n-are nicio importanță, important e ca
chestia asta să funcționeze, să pot să o prind sus și să poată merge mașina în cursă. Sper că mai pot desface piulița asta și nu s-a lipit sudura de piuliță. Sper. Dacă nu, avem flex la îndemână. Astea fiind spuse, bă, s-a răcit instant, deci poți să ții mâna pe ea. Instant, când o bagi în apă, se răcește instant. Bine, ai riscul să crape sudura, dar s-a răcit instant. Știți cum e aia? Instant, instant. Poate îmi sparg capul imediat. Bun, bine că funcționează chestia asta. Și acum să o montăm înapoi la loc. Îi facem șurubul ăsta. O montăm înapoi la loc, o băgăm în locul ăla de acolo și astea pe inspuse, cam aici. Logic, în fiecare videoclip trebuie să sune telefonul. Dragi prieteni, acesta a fost și videoclipul de astăzi. Până la următorul videoclip, care nu știu când o să apară, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe la canal. Și până data viitoare, v-am salutat! Iar acum pentru toți cârcotașii care urmează să mă critique, o să ziceți că am închis acest videoclip pentru că n-am putut să fac sau mai știu eu ce, dar uitați-vă că am reușit, da? Deci am pus un șurub nou, trebuie să-l tai pe la vechiu, dar într-un final am reușit, nu știu dacă voi observa sau nu, dar am reușit, am făcut lucrarea de nota 10. Mai rămâne să strâng sculele, cam așa arată niște mâini muncite, care totuși eu muncesc atât cât muncesc de puțin, dar totuși muncesc. Și acum închei videoclipul oficial. V-am salutat!